Evenimentul s-a produs în această dimineață în zona gării din municipiul Târgu Jiu. Martorii susțin că au auzit o bubuitură puternică, moment în care au văzut-o pe bătrână întinsă pe asfalt. Mi-a dat cu capul de asfalt. După aceea mi-am dat seama că cineva a strigat că n-a văzut-o și omul era deja oprit probabil la trecerea de pietoni și din spate m-a observat. Bătrâna a fost transportată de urgență la spital pentru a-i se acorda îngrijiri medicale. Starea generală este bună, conducție toracică și traumatism craniocerebral. Necesită intervenție ceva? Nu, nu. Nici internare? Probabil că nici internare, dar să vedem dacă îi se va face tomografie craniană. Fotbalistul s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului a rezultat faptul că un conducător auto, în vârstă de 32 de ani, din Târgu Jiu, în timp ce conducea un autovehicul, nu a păstrat distanța regulamentară față de autovehiculul din fața sa, proiectându-l pe acesta într-un pieton care se angajase în traversarea străzii regulamentar pe trecerea de pietoni. Victima, o femeie în vârstă de 62 de ani, a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu în vederea acordării de îngrijiri medicale. În cauză a fost constituit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările continuând pentru lămurirea cu exactitatea împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulație. Femeia, în vârstă de 62 de ani, s-a ales cu o contuzie toracică și un traumatism craniocerebral.